Crucea Roșie este azi cea mai mare organizație de binefacere din lume. Dar știi cum a apărut? Rămâi în continuare ca să auzi povestea incredibilă a lui Henri Dunant. Geneva, 1839. În casa de pe strada La Vie des Champs, numărul 16, un băiețel de 8 ani urmărea avid pregătirile. Era obiceiul casei ca în fiecare joi tata să viziteze pușcăria cu scop caritabil. Tată, mă iei și pe mine? Surprins de ideea băiatului, tatăl zâmbi. Când vei fi mai mare? Dar sunt mare, tată, zise micul Henri și ochii se umplură de lacrimi. Chiar vrei să vii? Băiatul zâmbi. Nu cred că îi va face bine, obiectă mama. E mare, mamă. E timpul să știe ce e viața. Întors acasă după 2 ore, Henri nu a avut poftă de mâncare. De ce nu mănânci? Îl întrebă mama. Băiatul privea în gol. Condiția mizeră a bietelor ființe i-a bulversat mintea. Într-o târziu șopti, când voi fi mare. Consecvent visului său, la 19 ani, Henri Dunant înființă cu câțiva colegi Asociația de Joia, în care tinerii se întâlneau pentru studiu biblic și vizite la asiluri și închisori. Atât de mult l-a captivat serviciul milosteniei, încât Henri neglijează școala, ceea ce a dus la exmatricularea sa. Nemulțumit, tatăl îl dă ucenic la o bancă, unde va fi și angajat. Mintea-i merge, astfel, curând lansează propriul său business. Ca să depășească niște obstacole birocratice, Henri Dunant se hotărâ să apeleze chiar la împărat. Ajuns la Paris, Henri află că Napoleon al III-lea plecase pe câmpul de luptă la Solferino. Nu-i nimic, va merge după el. Era seara zilei de 24 iunie 1859. Tânărul de 28 de ani n-avea să știe că fusese chiar ziua marelui măcel dintre oștirile Franței și Austriei. Urgia îl înfioră. Câmpul era presărat cu trupurile a 23.000 de morți și răniți. În grabă, Henri alertă localnicii primei străduțe cu strigătul: veniți și dați o mână de ajutor, în câmp se moare! Și tot așa reuși să mobilizeze cetățenii pe care îi organiză în acțiunea de salvare. N-avem pânză, nici pansamente, s-a plâns un edil al orașului. Punându-și banii la dispoziție, Dunant, împreună cu oamenii de bine, pansară toată noaptea răniții, chiar și a doua zi, până când vaetele s-au sfârșit. Când unii au încercat să-i favorizeze pe răniții lor, Dunant a strigat: tutti fratelli! Iar cuvintele lui au făcut înconjurul taberei. Cutremurat de tot ce a trăit, odată ajuns acasă, Henri scrie cartea O amintire de la Solferino, în care pledează pentru organizarea unei societăți care să poartă de grijă, fără discriminare, răniților de pe câmpul de luptă. Mărturia sa a început să circule prin toată Europa. Oamenii de bine au fost sensibilizați, astfel că la 17 februarie 1863, la Geneva se înființează Comitetul Internațional al Crucii Roșii. Fiind mai prezentabil, rolul de președinte a fost oferit juristului Gustave Moynier. Numai că viziunea dinamică a lui Dunant îl deranja constant pe pragmaticul Moynier. După 3 ani de totală implicare financiară în caritate, afacerile lui Henri Dunant falimentară. Moynier nu rată oportunitatea de aur ca să-l elimine din Comitetul Crucii Roșii sub motivul că Dunant e o rușine pentru Geneva. Alungat de indignarea bunilor cetățeni, Henri Dunant peregrinează prin Franța, Italia, Anglia, Germania, continuu urmărit de mâna lungă a creditorilor, dar mai ales de perfidia lui Moynier.
Când Napoleon al III-lea se oferi să preia jumătate din datoriile lui Dunant, Moynier reușește în mod inteligent să-l blocheze. Uitat de omagiatori, Dunant trăiește de azi pe mâine, din mila binefăcătorilor, și se retrage în cele din urmă în orășelul Haydn. În 1895, un articol apărut într-un ziar îl readuce în vizorul public. Henri Dunant, fondatorul Crucii Roșii. Articolul este tradus și face înconjurul Europei, iar Dunant renaște ca personalitate istorică. Încep să curgă premiile și aplauzele, însă rănile datoriilor continuă să sângereze. Balsamul sosește în 1901, când împotriva tuturor mașinațiunilor și adversităților îi se decernează primul premiu Nobel pentru pace, fond pe care el îl destinează tot carității. Ghemuit într-un azil din Haydn, omului Dumnezeu, Henri Dunant, moare la 30 octombrie 1910 cu ultimele cuvinte: unde a ajuns omenirea? Și azi ne este greu să înțelegem îndârjirea celor mulți împotriva cuiva dedicat cauzei bune. Biblia ne luminează când zice: cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. De ce? Pentru că trăim într-o contradicție ireconciliantă între două sisteme, cel egoist predominant și cel altruist minoritar al lui Hristos. E destul să nu fii de partea celor mulți, că vei fi un reproș la adresa celorlalți doar prin felul tău de a fi. Dar avem de ales binele, indiferent de consecințe. Dacă ești interesat să afli cum au acționat creștinii în timpul Marii Ciume din 1665, ți-am pus un video aici și nu uita să te abonezi și să apeși pe clopoțel ca să fii notificat. Pe curând!